G2A, jocuri și prețuri de belea. Frăși, bun venit la un episod de Farming Simulator 17 pe Barba Neagră. Suntem pe On The Hills și sunt și cu Alin pe aici pe undeva. El e la pădure, taie leme, pentru că trebuie să mai folosim puțin tel Scorpia înainte să o vindem. O să vă explic de ce facem chestia asta și când o mai recuperăm. Dar momentan am tăiat toată iarba de pe 1 și mă duc să înapoiez acest mower de la Massey Ferguson. În episodul ăsta o să facem schimbări și o să vedeți și planuri viitoare. O să vă explic ce și cum și ce vrem să facem. În primul rând, terenul 1. Stai așa, l-am făcut tot, din câte știu eu, trebuie doar să mai colectăm iarba asta. Din păcate nu avem un euroboss ca să o luăm, dar cred că o luăm cu cupa pe asta, mai ales că e aproape, nu trebuie să facem multe drumuri. Așa că e acilișa. Bun! Care-i planul? Planul este să cumpărăm o fabrică de pește sau plantă, nu cum se numește... Un rezervor, na, nu știu exact cum. Fabrica de pește, ca așa e tradusă. Și ne costă 180.000 de euro. Nu o să cumpărăm pe cea de caviar momentan, pentru că nu vom avea bani, deoarece trebuie să investim în aceste rezervoare. Ne-ar trebui cam două rezervoare de apă și cealaltă de porumb, cred că ne descurcăm cu ce avem. Nu trebuie ceva special. Mă uitam pe aici în acest mod Custom Road Trains. Și costă cam mult asta, sincer. This track has been custom modified and has been designed to be used with single trails or light B-double. Ok, au fost adăugate practic pe spate câte două roți, iar varianta din joc, varianta jocului e un picuț mai ieftină, are decât o roată pe spate, dar e 124.000 spre deosebire de Road Train Oversize, care are 142, deci cu 20.000 de... Am făcut un calcul! Și în jur de 200.000 ne-ar trebui pentru schimbarea asta. O să luăm, practic, fabrica de pește și la ea ne trebuie... Alin, ne dă tare aici, probabil, sau... Ai dus-o la magazin ca să mergem să o și vindem. Ia pe unde. Nu știu pe unde... cred că s-a mutat omul. Cred că s-a mutat în altă parte. Nu știu, cred că e acolo în spate. Gata, l-am văzut. O vindem? Nu știu dacă mai vrea să mai taie, știu că taie lemne de ceva vreme și cred că s-a și plictisit un pic până acum. Avem aici, uite, o grămadă de lemne tăiate de Alin. Eu am terminat, apropo, dacă ați urmărit episodul trecut, trebuia să tai pe aici rădăcine cu stamp removal-ul și le-am îndepărtat pe toate. Revine. Dar le-am îndepărtat pe toate cu stamp removal-ul, bineînțeles, Alin a mai făcut câteva între timp, așa că menținem stamp removal-ul, oricum nu scoatem cine știe ce pe ăla. În legătură cu tirul, cred că o să-l păstrăm pe cel pe care-l avem. Noi avem aici închiriat, dacă mergem la garaj și dăm în dreapta, îl avem închiriat pe acest camaz și îl vom folosi tot pe ăsta, pentru că îl avem și este ieftin. Nu știu de ce am închiriat camazul, pentru că e destul de ieftin să-l cumperi, dar în fine. Avem totuși o problemă în planul nostru. Asta e o chestie care... e o problemuță. În primul rând, eu o să iau camazul și o să merg la magazin, pentru că vreau să luăm și rezervoarele de acolo. Și funcționează acest camaz perfect pentru jobul ăsta. Problema cu care mă confrunt în momentul acesta este următoare. Ia, hai să o luăm pe aici, să vedem pe unde ajungem. Nu avem porumb. Nu avem porumb și momentan nu putem să... plantăm, vreau să dau asta puțin mai în față. Acolo, ca să fie mai aproape de lemne. Și nu avem nici cum să plantăm porumb, pentru că tocmai ce am terminat de plantat... ce-i cu lagul ăsta? 20, Ponce, Scorpion... Ok, am avut un lag spike în momentul ăsta. Acum e totul în regulă. Am pus soia pe toate terenurile și pe ăla cu iarbă l-am... defrișat, dar important e că avem soia și nu mai puteți mai pune inca pentru că tocmai ce am pus-o. Așa că trebuie să așteptăm să crească ca după aia să putem să punem porumb și bineînțeles o să trebuiască să și cultivăm pe jos și toate cele. O să mă uit să văd dacă există o altă o altă soluție, dacă putem să facem cu porumb mai repede, pentru că chiar ne trebuie porumb. Deci porumbul e musai. Nice, mai facem niște bănuți cu ele.
Cam asta e statusul momentan. Avem toate terenurile sunt fertilizate, după cum bine se vede. Și avem toate terenurile semănate și sunt semănate cu... Aici sunt în stadiu de creștere și le avem, bineînțeles, semănate cu soia, pentru că soia se vinde binișor. Acum eu plănuiesc să și vindem acest grâu pe care îl avem la noi în siloz, poate și floarea soarelui dacă avem un preț bun. Aș vrea unul pe albastru, dacă se poate, mersi Doamne. Și, bineînțeles, o să vindem și soia când o să o facem și mai scoatem niște bănuței. Și cu bănuței ăștia o să mai investim probabil în remorci și toate cele. Poate mărim și noi cultivatorul, poate mărim și noi semănătoarea de porumb, pentru că trebuie să cultivăm după aia porumb în draci. Deci băgăm cu porumb, dar n-ai văzut, ca să facem acolo paleții de pește, pentru că se câștigă foarte bine din pește. Foarte bine! 281? Nice! 2081, ok? Acum vreau să luăm niște rezervoare. O să mă întind la ăsta deocamdată. O să-i dăm un lis. E destul de mare, e destul de ok. În regulă. Nu știu sigur dacă ar merita două. Vreau să văd dacă există vreun râu pe lângă baza noastră. Relativ. 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 Nu-l mai iau și pe al doilea, că râul e lângă noi. Așa. Poate mai bine ar fi fost să-l mai luăm încă un rezervor de ăsta și cu încă un camaz, ca să facem amândoi drumurile astea, știi, să umplem acolo. O să ne trebuiască foarte, foarte multă apă. Dar, deocamdată, trebuie să se descurce asta așa cum e. Bun. Hai să luăm și noi. O să trebuiască să mă duc acasă și o să mă teleportez acasă, pentru că vreau să fiu acolo. Eu deja mi-am găsit zona. Aaaa, avem ouă! Nice! Mă, câte ouă avem! Lele! Câte ouă! Nice! Uite unde vreau să punem fabricuța. Practic eu vreau aici în colț și aici o vom pune. Mi se pare destul de accesibil pentru orice, dar vreau să mai studiem, să vedem, știi? Adică mi se pare cel mai aici, dacă vă uitați pe hartă, mi se pare și un loc foarte aproape de... E și pe drum aici, știi? Și dacă o iei pe drum... Ba nu, dacă o iei pe aici, pe drumul ăsta, ajungi fix la râu, ceea ce e absolut minunat, dacă mă întreb pe mine. Dar vreau să mai studiem pe aici puțin zona, să vedem dacă există o altă zonă ceva mai bună. Avem și pe aici o grămadă de spațiu, dar nu prea văd unde am putea să o punem. Aici nu încape, în zona asta, aici era frumos. Poate punem caviarul aici, cine știe? Ar merge caviarul aici. Caviarul chiar ar merge aici. Nu, rămâne acolo. Rămâne cel mai bine acolo, uite cum trece Alina aici. Cu rezervorul de apă. Da, cel mai bine e să o punem aici pe colț. Să-mi acopere puțină iarbă ce am făcut eu aici, dar nu-i bai, nu mă supăr. Nu e chiar un capăt de lume. Hai să o luăm. Am putea să punem, dacă vă ține buzunarul, pe mine deocamdată nu mă ține, dar dacă pe voi vă ține, vă sugerez să puneți și un Lizard Water Tower lângă fabrică, ca să încărcați apă de aici, dar logic o să plătiți pentru apă. Noi acum cam o luăm din râu și e cam pe moca. Înțelegeți voi? Acum... Hai să punem și noi fabricuța. Fabricuța asta e mai mare decât inițial crezusem. Și practic avem aici că să băgăm rezervor. Eu stau să mă uit, știi, să văd punctele de acces. Și practic eu trebuie să vin din partea dreaptă. Deci dicolea vin, pac și bag apă. Și dicolea vin, pac și îmi îndepărtez paleții crescuți. În regulă, în regulă. Vreau să mă uit și aici în colț, să vedem, să o orientăm cât de cât ok. Că vreau să fie pe teren plat, nu vreau să fie la un unghi. Acum ar mai merge un pic întoarsă, uite așa. Cam așa ceva. Ba nu, că după aia nu mai am acolo acces la paletele ăla. Poate renunț la copacul ăla. Poate așa. Ba nu. Trebuie să am acces când vin cu rezervorul. Cred că o să renunț la copacul ăsta. Și o să-l las cam așa. Bine așa? Ia stai. Stai așa că trebuie să fie perfect. Uite așa și eventual putem să renunțăm la doi copaci. Bun, cred că o să rămână așa. Bum! Ala-i tati. Copacul ăla? Nu cred că trebuie să renunțăm la el. Copacul ăsta
Da, la ăsta cred că trebuie să renunțăm la ăsta de aici. În regulă, acum trebuie să mai punem decât punctul de vânzare, dar punctul de vânzare nu o să-l pun aici. Asta e treaba. Da, avem niște iarbă care crește pe aici. Ok, eu sunt prins. Eu sunt prins. Dacă noi avem în bază fabrica de pește, vreau ca punctul de vânzare să fie mai departe. Să fie într-o zonă ceva mai ferită. Poate la biogas plant. Da, cred că ar merge pe acolo, ia. Vizit. Ia să vedem ce e aici. Da, cred că la biogas ar merge absolut perfect. Doar că trebuie să găsim unde să-l punem punctul de vânzare. Aș putea să-l pun totuși pe aici, mie să nu interfereze cu alte puncte de vânzare. Dar uite aici, aici e o zonă frumoasă de vândut pești. Ok, hai să vedem dacă merge aici. Nu știu dacă merge. Help, Aitobar. Stai să mă uit. Nu știu dacă avem towbar. Towbarul era la misc. Nope. Nu avem. Vin cu un front loader. Cred că da. Cred că da. Ia să vedem în ce stadiu e. Pac, pot să intru? Nu pot să intru. Vreau să vedem ce stadiu e, ca să vedem cum putem să-l scoatem. Aha, ok. Poate merge doar dacă mă împingi. Ok, hai să încercăm, hai să încercăm. Un tractor puternic, Fendt, bineînțeles. Ăla-i dat. Cu ăsta trebuie să venim. O să lăsăm ăsta acasă. Tai, care e cea mai scurtă rută? Fix în față. Ok, hai să-l salvăm pe Alin. E prea, prea grea. Vedeți voi? Rezervorul ăla are 60 de tone. Camazul ăla nu prea e făcut să care 60 de tone. Cam aici e problema, știi? L-am văzut pe Alin, l-am văzut. Hai să o luăm pe aici. Ăsta e poplar. Nice, uite ce cultură avem aici. E interesantă, e interesantă. O să intrăm pe aici pe la vecin. Și am dat de domnul Alin care fura apă pe aici și s-a împotmolit. Ok, hai să întâi să îndreptăm. Asta nu merge îndreptat aici. Hai să-l împingem din partea cealaltă. Vroiam să te îndrept. Dacă îl îndreptam, mă gândeam că poate e mult mai ușor. Mamă, dar e, se simte, frate, cât de grea e rezervorul. Hai că merge! Merge, băieți, merge. Oh, hai da! Hai da! Un pic așa, stai să nu răsturnăm pe Alin. Ăla e, l-am agățat aici la roată. Îl țin la roată. Gata. Stai așa. Să-mi iau. Așa. Și o să merg în spatele lui eventual. Plăcere. Așa, să mergem eventual în spatele lui, că poate o să mai aibă nevoie de aici, pentru că eu știu că o să trebuiască să urce foarte mult. Sigur pe acolo? Nu știu dacă mai reușește, așa că o să-l ajut puțin. Măcar să îndreptăm rezervorul, e foarte greu rezervorul. Nu mai vrea. Nu mai vrea. Mai trebuie atrage, da. 60 de tone. Nu știe cămazul de atât. Prea mult, frate, prea mult. Mă pune pe gânduri dacă să luăm altul sau nu. Cât costă ea? Hai să vedem. Tatra cât costă să o închiriem? 11.000? Ar fi o chestie. Hai să luăm o Tatra. Ori o Tatra, ori la cel mai ieftin. Dar Tatra are o grămadă. Opa, stai că sigur Alin are nevoie de asistență în momentul ăsta. Ușor să nu zgâriem aici vopseaua. Gata. Mult mai frumos să luăm un tir care se descurcă singur, care nu are nevoie de asistență. Deci trebuie să ne uităm la cai putere și la kilowatts, de fapt, să vedem dacă trage 60 de tone. M-am gândit la Tatra pentru că are pe spate roți duble și mă gândesc că, bă, poate, e mult mai bine. Aici trebuie să facă câteva întoarceri și destul de nasoale întoarcerile astea. În regulă, hai să închiriem pe Tatra. Avem 6-6, 462 de cai putere și ăsta cât are.
420, deci un picuț mai mult, dar nu cum prea mult. Bun, ok, hai să-i dăm un list la Tatra. Avem Tatra la magazin. Așa, perfectos. Văd că se încarcă aici. Nice. Nici de nice, man, nici de nice. Deci facem și un print, boom. Și din față ceva, din față. Uite așa, asta e print, fratele. Fratele meu, avem aici screenshot, main screenshot. Awesome! Ok, hai să ne mutăm de aici. În regulă. Avem fabricuța de pește care se mișcă, se mișcă bine. Hai să vedem cam cât are aici. Ar trebui să avem un 6 sau 7%. 8%? Oh, ok, bun, are ceva. 9%, nice, nice, nice. Doar că ne trebuie porumb. Ai belea mea în momentul de față, ne trebuie porumb. Vreau să mă uit dacă pe harta asta avem selectat să fertilizăm de 3 ori. Fertilizer state. Avem de 3 ori. Ok, ok, ok. Deci trebuie să mai fertilizăm ca să... Oh, shit, man! Oh! Shit. Jesus, ce repede venea! Oh my god! LOL! LOL! Ce... Nici știu cum a venit atât de repede. Deci atât de rapid vrea să scape de camazul ăla. Știi ce? Hai să pune... Oh, drop frame, what the fuck, man! Nu, nu e de la fabricuță, mi se petrece mie ceva. Pe harta asta îmi creează ceva un drop frame, dar n-am idee ce. Încă nu am identificat ce e. Dar era dinainte. Bun, hai să înapoiem și noi asta camazul. Și să mergem pe aici, că știu că este cel mai apropiat. Eram atent în altă parte. Mâna ca nebunul! Mama mai zicea chestia asta. Când vedea mașini care merg foarte repede pe stradă, zicea: mă, ce mână ăștia! Ai, sau, nu, stai. Ce mână nenorociții, că nenorociții era cuvântul ei preferat. Ce mână. Cu Tatra e mult mai bine. Cu Tatra nu cred că se blochează. Chiar dacă și pentru Tatra 60 de tone e ceva, nu cred că o să aibă probleme. Adică, come on, avem totuși 6, cât e? 4-6? Sau cât? Sau 6-6, cât e Tatra? Așa că... Tracțiunea trebuie să fie punctul ei forte, e făcut totuși de forestry, să meargă prin nămol, prin mocirlă. Și nu poate să scoată un rezervor din apă, cama. Trebuie să meargă. Bun, hai să returnăm și noi camazul. Return the camaz. Ok! Bun, hai să vedem ce face Alina aici, vreau să-l observăm. In action. Doar că unde este? Uite-l aici. Ok, ne teleportăm cu alea, vizit. Și l-avem pe om fix cu alea așa. Hola, amigo! Como estás? Uite-l. Mamă, ăsta cere screenshot aici. Deci ăsta cere screenshot aici. Pac, pac, screenshot. Thumbnail, o să avem un thumbnail interesant, miștoc. Miștoc, 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 miștoc. Mai băgăm unul și aici. Bum! Se încarcă încet de tot aici. Când se încarcă din apă, se dă ce... Oh, wow, ok! Ce tare! Avem țevucă de asta. Wow, furtun. Chiar și când, uite, avem și un display acolo și ne arată câte tone sunt. Cât de fucking awesome e asta. Avem furtun de asta și în apă. Nu știu de ce e conectat, dar nici nu trebuie să fie conectat de nimic. Ola rațo. Ola rațo. Asta e rață de aia zburătoare. Nu e de aia leneșe ca la noi. Ia să vedem, merge Alin. E 84%, 87% încărcat. Putem să vedem, e și 6-6, mă, Tatra. 6-6, avem aici dublă pe spate acolo, iau-te. Eu cred că ar mai merge să mai punem un rezervor la asta, doar că o să fie foarte greu. După aia când dăm cu spatele, o să fie foarte dificil. Aaa, no problemos. No problemo. Iau-te cum duce, iau-te și întoarce în rampa, Lin, pentru că își permite. Jesus, ce-i cu spaiul ăsta? Ok. This is a glitch, this is a glitch, this is a fucking glitch. Nice, 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 ia uite. No problemos, tati, no problemos. Ăla e un glitch. Furtunul ăla că-l văd pe aici, ăla sigur e un glitch. Păi și e conectat la fabrică? Cred că da, nu? Nu-l văd pe aici, furtunelul. Se vede furtunul. Ar fi trebuit să se vadă pe undeva pe aici furtunul, nu? Aha, se vede, se vede, se vede, se vede. Oh, wow. Deconectează-te, mă.
Ok, este un glitch. De la rezervor. Bă, ar fi nasul să fie de la rezervor, pentru că modul ăsta chiar e bine făcut. Poți să-ți dai și astea jos, apropo. Scările astea le poți da jos, există o trapă sus și poți deschide trapa. Aici, ia uite, display electronic. Du-te, fratele meu, display electronic, frate. Hai să vedem cu cât e aici. Încărcat. Productivitate nu avem de unde să avem. 15%. Nice. Trebuie să facem o grămadă de drumuri, vă dați seama. Aici o să apară primul palet. Am făcut review la harta asta, la modul ăsta cu fabrica și este pe canal, dacă vă interesează, este practic vă mai dă ceva în plus ce să faceți. O să vă dea aici un palete cu niște pești pe care îi folosiți la fabrica de caviar. O să o instalăm și noi pe aia. O am deja aici, doar că nu am bani de ea. Așa că trebuie să mai așteptăm puțin până când mai facem niște bănuți. Dar imediat ce terminăm de făcut cultura asta cu soia, vindem, pac, am făcut banii, bum bum, șacalaca și ne-am luat și fabricuța asta de caviar care costă 150.000 de euro. În regulă. Și aici în față, pe undeva, uite, Colea, o să ne dea niște paleți de pește înghețat. Care arată fix, uite, ca ăștia. O să luăm paleții ăștia de pește înghețat, pac, și vindem la punctul ăla unde l-am pus eu la biogas. Și cam așa funcționează asta, fabricuța de pește, știi? Destul de simplu, dacă mă întreb pe mine. Ăsta mai stă conectat, văd furtunul conectat, indiferent unde te duci pe hartă. E ciudat, asta e un glitch aici, uite-l. Poate dacă decuplează remorca, oleac. Da, și acum ia să decupleze remorca, să vedem dacă încă mai e. Tot se vede. Ok, o fi un glitch pur și simplu vizual. La mine nu apare, la mine da. Da, fac. Uitați-vă și voi. Dacă mă uit așa, nu se vede. Dacă mă uit așa, se vede. Curios de tot. Uite de aici se vede. De aici se vede perfect. Ia uite. Păi nu se... Ah, poate se resetează dacă mă urc eu. Ok, ia, hai să vedem. Nu. Tot. Stai așa, low loaders, open and fill. N. Uite ce v-am zis, se poate deschide și acolo. Chestiunea de sus, top side left. Top side right, unload here, control E. Nu merge nici așa. Here, ce activezi, cu spate. The fuck, man? Top size. No. Nope. Am apăsat pe toate și la fel. O fi o chestie de multiplayer. Player. O fi o chestie ce apare doar în multiplayer. Da, mă gândesc că oare fiind ca linie la volan, lui nu mai apare, dar mie mai apare. O chestie de multiplayer sigur. Pentru că eu am testat modul ăsta în single player și nu a fost așa. În regulă, bun, hai că văd că dacă Alin nu și ia Tatra înapoi, o să mergem noi să umplem aici cu niște pizza. În single nu făcea așa. Deci sigur, e ceva de multiplayer treaba asta. În regulă. Hai să umplem și noi să furăm niște pizza. Haiți! Invers. Opa. Atași. Mamă, dacă s-a prelungit, frățioare, chestia. E nasol. Chestia asta e nasol. O să mă uit și la alte moduri. Ăsta mi-a plăcut că poți să conectezi mai multe remorci între ele, știi? Să ne uităm și la cote. Și la alte rezervoare. Ăsta e închiriat, oricum nu l-am cumpărat, așa că e în regulă. Nu avem chiar așa o mare... Ăla e ok și multiplayer. Nice, ok, bun, păi dacă suportă tot așa, dar nu are capacitatea mare. Da, îmi zicea cineva pe privat. Dar nu mai știu cine. Că e unul la 100 de tone. Da,
Nu, prietene, bă, am citit mesajul. Nu știu cine ești. I don't know who are you. Dar o să mă uit, să vedem. Nu știu. Dacă aveți rezervoare, uite că n-am căutat în ultimul timp rezervoare, n-am nicio idee. Dar dacă aveți moduri cu rezervoare de astea mai mari, dar nu atât de mari, văd că lui Alin nu-i place, deci până în 60.000 inclusiv, trimiteți-mi un link cu ele, fie pe barbaneagra@gmail.com, fie pe Facebook. Aveți linkul în descriere la Facebook-ul meu, Barboneagră, și puteți să-mi trimiți un mesaj privat acolo sau să-mi scrieți în comentarii la orice videoclip. Eventual la videoclipul ăsta, după ce îl vedeți pe YouTube, dacă aveți modul ăla, voceți pe Facebook și acolo o să vedeți că o să apară postul cu gameplay-ul ăsta. Și fix la el, bă, coițel, ia daci rezervorțel. Știi, pac, și eu dau click pe link așa frumos, ușor. Mă uit să văd, îl testăm dacă funcționește. În caz că funcționește bine, îl luăm și ne jucăm cu el. Hai să luăm așa mai acana, că văd că drept așa nu prea funcționează. Uite că la mine nu prea vrea aici. O să iau și mai acana. Uite, mai acana nu merge, mai acana de data nu merge. Oh shit, man. Houston, we have some problems. Oh! Hai da, hai cu avântul ăla. Nu, nu prea. Mm-mm. Doesn't matter. Hai, sare și direcție pe spate sau mi se pare? Cred că mi se pare. Hai da, bosulescule, că de-aia te-am luat să fii puternic. Oh, come on. Ia, hai să luăm în partea asta, poate în partea asta merge mai bine. Suntem așa puțin, trebuia să bag eu din altă parte, nu de aici, știi? Aici e cam abrupt, în cealaltă părți nu e așa abrupt. Asta a fost problema. Aici e eroare umană. Dar o rezolvăm ușor și pe asta, nu-i problema. Te doresc să facem câteva manevre. Uite. Hai da! Oh, come on! Hai că puteai aici. Mă simt ca în Spin Tires în momentul de față. Hai. Și acum? În față! Hai da! Hai da! Îndreaptă remorca! Zii, 6x6, tati, 6x6, ia uite cum ne mișcăm ușor. Ia uite, mă, filmare cinematică, frățioare. Sunceți voi că nu fac eu gameplay-uri frumoase, ia uite. Oh, shit, man, merge. Damn, am reușit. Am jucat Spin Tires, chiar dacă nu-l avem pe canal. Știu că au mai fost bărboși care mi-au spus să joc Spin Tires, am jucat Spin Tires. Mi se pare că e plictisitor, sincer, după o perioadă. Mi se pare că nu sunt multe de făcut în el, de-aia nu îl bag pe canal. Dar am jucat Spin Tires și da, într-adevăr, e fix așa e, contează orice unghi, contează absolut orice. Trebuie să controlezi mașina aia foarte strategică să poți să treci de noroiul ăla. Noroiul ăla care încă visez și eu că peste... cu siguranță mult timp o să-l avem și noi în Farming Simulator. Adică visez la noroiul ăla, dar n-aveți idee. Sper că o să-l avem și noi într-o bună zi. Bun, cum făceam aici? Ne dăm în spate, stricăm cultura ceva. Nu cred că e nevoie să o stricăm prea mult. Dacă ne aranjăm frumosel, hai să băgăm așa și o să ne apară aici Vasier Tank Start. Asta e tati. Băgăm aici cu apiță. Da, o să mă uit la alte rezervoare. Deci... v-am zis, lăsați-mi link-uri și ne uităm la rezervoare. O să notez și pe cel cu link-ul cel mai bun. Să-i facem un feature în episodul următor. Eu chiar vreau un rezervor bun, știi? Îți dai seama că o să mă uit și eu printre ele să vedem și cred că un cote de la Universal. Să vedem ce are și Black Sheep Modding. Și eu și Alin suntem fani Black Sheep Modding. Deci băiatul chiar le are cu modurile și mai era înainte aia BM Modding, parcă, dar s-au lăsat. Ori s-au lăsat, ori lucrează foarte încet și mă cam din umbră așa, așa că content pentru FS17 nu prea mai iau. În FS15 erau cam regi, dar în 17 cam slăbuțel așa un picuț și din cauza asta a trebuit să migrăm către alți moduri. Bun, hai că ăsta se încarcă și aici, tot cu gliciu din cinste, dar asta ce e aici? Asta este un punct de cuplaj ca să intre în rezervor. Ok. Ne arată și aici afișaj electronic.
Nice, 174 de tone. Interesantos, interesantos. Bun, sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Nu uitați, dacă vreți să jucați cu ferma asta de pești și o să vedeți în episodul următoare cum funcționează, doar că ne trebuie neapărat porumb, atâta tot. Aveți mod review la ea și vă explic acolo cum funcționează și vă și demonstrez. Aveți mod review pe canal. Și aștept modurile voastre. Până data viitoare, v-am salutat!